Secolul vitezei a venit cu tehnologie care a invadat viața oamenilor cu gadgeturi de ultimă generație, ușurând munca și oferind multiple metode de recreere și confort. Asta se întâmplă doar parțial în unele orașe mai dezvoltate, însă în zaleu parcă timpul s-a oprit în loc în ceea ce privește transportul în comun. Dimineața, când muncitorii merg la serviciu, în loc de confort au parte de autobuze obosite, prăfuite, în care este mai frig decât afară. Aceste pave pe roți trebuiau casate de câțiva ani, dacă reprezentanții locali nu circulă doar o dată la 4 ani cu autobuzele, mai mult ca sigur nu vor lua măsuri pentru binele cetățenilor. Așadar, putem aștepta alegerile, că până atunci nu sunt bani pentru așa ceva. Credeți că nu vor să schimbe autobusele astea vechi? Nu știu, probabil nu sunt bani. N-au bani. Cât merg, eu cred că nu schimbă. Cât mai funcționează. Nu vor să le schimbe. Banii trebuie folosiți în altă parte. Bună întrebare. Chiar nu știu, mă întreb și eu treaba asta. Nu au bani. Știți cum fac? În loc să cumpere ceva bun și mai scump, rabde, ca să... Nu văd de ce. Că jumătate deja sunt depășite de multe.